Simplu cu Nelly Sambriș. Astăzi la un podcast simplu a venit o actriță legendară, Mihaela Strâmbeanu. Vai, mulțumesc pentru apreciere, dar nu mă consider deloc legendară. Dacă oamenii fac legende despre mine, asta deja înseamnă ceva, înseamnă că am făcut ceva. Cu toate că eu consider că lucrul cel mai frumos pe care urmează să-l fac în viață încă e înainte. Am înțeles. Ai revenit recent. Am revenit recent, am fost pe din timp Georgia. Din Georgia, pe timp de pandemie am fost în Georgia și să vezi că lumea mă întreabă, tu ne-ai părăsit, ai plecat în Georgia, unde ai dispărut? Că să rămâne acolo, ce ai făcut, că de ce n-ai venit? Da. Răspunsul e unul foarte simplu. Stai să ghicim. Pur și simplu. Pandemia. Eu care te-a prins acolo. Am rămas stocată acolo pentru că la un moment dat, în Georgia fiind regulile foarte stricte, Georgia s-a închis, nu mai erau avioane, nu mai era, aveau ora marțială timp de 9 luni, adică chiar era foarte strict. La începutul pandemiei, când la noi deja erau câteva mii de decesuri în urma COVID-ului, acolo erau doar 17 decesuri. Cumva Georgia s-a conservat, ca să-i zicem așa, cu ghilimelele de regoare, dar oricum după asta, pentru că era traficul ăla din Turcia, veneau tiruri și așa mai departe, oricum s-a adus la Batumi și ulterior la Tbilisi și la fel s-au început decesuri. Da, asta e o parte tristă și acești doi ani cumva ne-au perturbat tuturor viețile. Ai impresia că în biografia fiecărui om, acești doi ani parcă sunt șterși. Și avem... Ne-au fost furați anii? Nu că ne-au fost mulți, furați. Mulți au spus că s-au regăsit pe sine în anii ăștia. Că au avut mai mult timp pentru ocupații. Uite, de exemplu, eu am avut atâta timp pentru că eu, în afară de o filmare într-un TV advert, într-o publicitate în Georgia, n-am mai făcut nimic. Norocul meu că Georgia este a doua mea patrie, așa cum și spun, pentru că mi-am făcut și cetățenie georgiană cu 7 ani și prietenii știu și oamenii, dar chiar și unii dintre fanii mei știu de ce, pentru că mirele meu cu care urma să mă căsătoresc acum 30 de ani în urmă, când am absolvit facultatea, fiind actor de cinema, Levana Bașidze a luat arma și a mers cu ceilalți să lupte în Abhazia pentru a-și apăra patria. Și de atunci actorul legendă, plecat și murit ca și căzut ca și erou, chiar a devenit o legendă. Ori eu, care am fost dragostea lui, știi cum, s-a întâmplat așa că, de facto și de iure, oamenilor le place să creadă în povești. Și tu dar știi n-a fost asta. O poveste. Nu, povești frumoase. Nu, poveste reală de dragoste. Dar pentru că noi am avut o poveste frumoasă de dragoste. Și după ce a plecat idolul lor, și plus a plecat eroic, de ce zic idolul? Pentru că toate femeile Georgiei, începând cu fetițe de la 9 ani, erau moarte după Levan, erau îndrăgostite până peste cap. Și pentru e ele, adevărat că veneau la facultate să te vadă. Veneau la facultate cu grupuri întregi. Să vadă Basarabeanca care l-a cucerit pe idolul lor. Să o vadă pe acea care l-a cucerit pe idolul lor. Și când mă vedeau foarte simplă, în blugi, tricou și tenis roși, cu o bandă aici așa pe cap, nu-și dădeau, nu înțelegeau. Ele se așteptau probabil să vadă o, nu știu ce se așteptau să vadă, spuneai, o prințesă, o regină. Știi? Spuneai că după moartea lui, pe mormântul lui erau veșnic flori și plângeau. Veneau efectiv fanele, mama lui mi-a relatat, Manana mi-a relatat asta. A zis că am venit într-o zi la mormânt și o fană de-a lui, îndrăgostită de el până peste cap. Știi că dragostea de fani este cumva mai... Cea mai aprigă. Mai aprigă, mai intensă, mai, nu știu, mai cu drame, mai cu... Mă rog, până la urmă, cred că e frumos. Mai fatală. Se întâmplă... Eu aș zice chiar fatidică, știi? Păi era întinsă pur și simplu pe mormânt. Mie de fapt, mi este frică de cimitiruri, să fiu sinceră. Și mereu când merg la Levan, încerc să caut pe cineva din prieteni care să meargă cu mine. Dar anul ăsta chiar am mers singură, știi? După ce
a plecat mămica mea, cumva încep să mă obișnuiesc cu faptul că nimeni nu mai este alături și cumva trebuie să înfrunt și fobia asta a mea de cimitir și de moarte. Nu e fobie de moarte, e fobie de omul mort. Nu știu de ce. Am eu așa o fobie. Da, și vorbeam că... Cum l-ai cunoscut? Îți mai amintești? E sigur că da, cum să nu, așa ceva nu se uită niciodată. Dacă e primul bărbat din viața ta, e prima dragoste, e primul bărbat care te-a cucerit, care te-a cucerit frumos, care ți-a dat să trăiești... Și apropo, când l-am cunoscut, nu mi-a plăcut deloc de el. Pentru că l-am cunoscut... Și nu știai că este idol. Nu știam nimic, nu știam nimic. Și nu mi-a plăcut de el după aia, pentru că am aflat că nici când l-am văzut după aia nu știam încă cine este el, pentru că eu eram un om nou în țara lor și eram doar studentă la facultate, elevă la facultatea de artă teatrală și film. Da, eu veneam de la studioul Gruzia Film, pe atunci se numea Gruzia Film, acum se numește Georgia Film, că eram încă și în Uniunea Sovietică atunci, toate țările. Am avut marele noroc că chiar de la primul an, chiar din 10 octombrie, că acum țin minte, a venit un regizor vestit și m-a invitat la un rol mic, episodic, într-un film de-al său, care după aia a și luat premiul la festivalul Nica din Rusia, premiul Nica. Dar eu îi zic în hol, zic, eu nu sunt georgiancă, dar el zice, nu contează, că e să ai puțin text, două, trei cuvinte. Zic, a, două, trei cuvinte le știu, că eu foarte repede am învățat georgiană, că eu vorbesc georgiană. Dar ți-au zis că după profilul fizic, da, ești de acolo. Sigur că da, probabil nasul meu lung, glumesc. Cu Levan, da. Și venind, mergând spre casă de la studioul Georgia Film, dar era, s-a pornit o ploaie. Și eu, studentă fiind, zic, bă, taxiul e cam scump, dar asta e, că nu aveam umbrelă. Prindeam un taxi pe marginea drumului, că înainte așa era. Văd că se oprește colegul meu din același film unde am făcut primul meu rol în Georgia, la Temur Babluani, se numea Soare pentru cei ce nu dorm, Udzinar Tanmze în georgiană. Și Temur se oprește, zice, unde mergi? Zic, măi, la orășelul studențesc, la Cămin. Hai să te duc eu. Zic, dai departe, hai să te duc, că georgienii au această calitate. Oriunde te văd pe drum, indiferent de faptul că merge la spital sau merge la o întâlnire importantă, el te ia și te duce unde trebuie. Ceea ce mi se pare o calitate absolut senzațională, superbă. Îmi povesteai că mergeai la piață chiar și îți dădeau produse gratuit, da, pentru că vorbeai în georgian. Da, a fost și asta. Au și, da, au și calitatea asta, că atunci când te văd că vii la ei, te străduiești să vorbești în limba lor, dar se simte, bineînțeles, se simte un accent. Te întreabă de unde ești, dar ce faci aici, și în momentul ăla ei sunt atât de recunoscători pentru încercarea și dorința oamenilor care nu sunt de acolo să învețe limba, încât ei îți arată recunoștința prin ceea ce au, da, dacă vin de la piață brânză, îți dă brânză, dacă vin de fructe, îți dă fructe. Mie mi se pare o calitate absolut senzațională. Cred că dacă ai noștri ar face așa, iar cum îi zice, iar motiva și mai tare pe cumpărători să vină la piață, pe locuitorii, pe locuitorii băștinași ai țării Moldovei, născuți aici, crescuți aici, învățați aici, ținuți aici, dar care nu vor în ruptul capului să învețe limba țării. Cunoști și tu. Sigur. Cunoaștem cu toții. Pentru că au ei așa eu cred că asta totuși, totul vine din... Vorbitorii de limbă rusă. Da, dar vorbesc în Georgia. Ah, da, scuze. Vorbesc, da, georgiană, da, sau... Să știi că sau sunt vorbitori, se străduie. Să știi că sunt vorbitori de limbă rusă în Georgia, care la fel, stând deja de 50, de 60, de 70 de ani acolo, de când s-au născut, că s-au născut acolo, unii dintre ei refuză și până în ziua de azi. Nu că refuză, ei știu, ei înțeleg, dar sunt mai așa, mai... cumva
Dar sunt foarte puțini, dacă este 1%. Ori la dacă noi, să facem că, o comparație cu Republica Moldova. Da, da. Ori la noi, vezi că, vezi tu cum s-a întâmplat, moldoveanul nostru, Republica Moldova, înainte socialistă, acum democrată, liberă și așa mai departe, independentă, din istorie, moldoveanul s-a obișnuit să accepte un comportament submisiv. Uh-huh. Și indiferent de faptul cine e boierul, turc, rus, arab, moldoveanul face acest poclon de îndoire a capului și înclinare a conștiinței și a demnității. Or, georgienii n-au permis niciodată lucrul ăsta. Și apropo, am avut un prieten apropiat, că după Levan am mai avut un prieten în Georgia peste 20 de ani. Mereu îmi zicea: Mihaela, eu te rog frumos, georgian fiind, un om foarte inteligent, eu te rog frumos, nu lăuda poporul nostru la în interviurile pe care le dai în Republica Moldova. Ori să te urască. Și la care eu i-am răspuns: nu, dragul meu, Otare. Zic, eu vreau, pentru că știu cine suntem și de unde venim și ce avem în spate, ca istorie și de la ce origine ne tragem, și mi-ar plăcea să avem un comportament la fel cum l-ați avut și voi. În 71 au fost împușcați oameni pentru ca să nu se introducă alfabetul chirilic ca limbă oficială. Ori la noi, tu din ce cărți ai învățat? Tu ești mai tânără cu mult decât mine. Tu poate ai învățat deja... Am învățat până în clasa 4-a alfabetul chirilic. Așa. Ori eu până între 10-a am învățat totul cu alfabet chirilic. Eu am învățat să scriu cu alfabet latin la anul 1 sau 2 la facultate. Asta e. Bine că am învățat. Bine că nu fac greșeli. Dar să revenim la momentul în care l-ai cunoscut pe Levan. Istoria cu Levan, da, că eu am mai povestit istoria asta. S-a oprit colegul meu din film, Temur Gvalia, cu care am filmat în primul meu rol de film în Georgia, și mi-a zis că hai că te duc până la cămin. Am urcat în față pentru că în spate era ocupat, nu m-am mai uitat cine, am urcat și la un moment dat văd prin oglinda retrovizorie că este cineva în spate care așa s-a întins cumva în față și Temur zice: haide să-ți fac cunoștință cu cel mai mare și cel mai bun actor și cel mai frumos bărbat al Georgiei, Levan Abașidze. M-am uitat în spate, am văzut un bărbat atât de obosit, atât de cu barba tras, la față. Tras la față, nebărbierit. Mi s-a părut la un moment dat că este un om care a fost la vânătoare, la pescuit, pentru că semăna, era în niște cizme din astea de pescuit, era îmbrăcat cumva, mi s-a părut că e un om care vine de la pescuit. Mi-a zis bine atunci că nu un boschetar. Da, mi-a zis, nu, cam așa arăta, dar bine că era în costum de la filmare, își lăsase barba nearanjată. Poate avusese un rol de boschetar. Nu, a avut un rol de un erou, că el mereu juca eroi, dar și eroii au momente când trebuie să fie îmbrăcați în boschetaj. Și atunci nu mi-a plăcut, dar s-a văzut interesul lui față de mine. Din partea mea n-a fost nimic, chiar nu mi-a plăcut. M-a întrebat cum să mă caute după, că pe atunci nu erau telefoane mobile și la cămin unde stăteam orășelul studențesc era doar paznicul de jos, el singur avea telefon, era un cămin cu 5 etaje, noi fetele eram la etajul 5, băieții noștri erau la 4. Și am dat numărul de telefon de la paznic și m-a căutat pe urmă și peste 3 zile a venit atât de frumos încât, da, deci totuși vezi, pe mine poți să mă iei cu frumusețe. Și colegile tale ți-au spus cine este el? Colegele mele... Când ți-ai dat seama de adevărata lui valoare, de succesul pe care l-are el? Colegele de la facultate încă nu, pentru că noi nu aveam relații atât de strânse cu ele ca să le spun că uite pe cine am cunoscut, dar treptat o prietenă de-a mea de acolo, tot colegă de facultate, ea deja a început să-mi spună de fapt în ce familie am nimerit, cine sunt ei.
mai mult ca atât. Familie de intelectuali care locuiau în centrul... În centrul Tbilisului. Mai mult ca atât. Într-o seară m-a adus la... să-mi arate casa și grădina unchiului său, care se numea Solomon Virsaladze, Solico, așa, un, așa îi spuneau mai georgenești, Solomon Virsaladze, care a fost pictorul scenograf și pictorul de costume la toate spectacolele mari și mărețe ale teatrului Bolșoi din Moscova și care a cutreierat cu ei toată lumea. Deci omul ăsta, care a fost unchiul lui Levan, a făcut toate costumele și tot decorul la toate spectacolele și baletele, operele și baletele în montarea lui Grigoroviç. Deci eu îl cunosc pe Grigoroviç, o cunosc pe Maia Plisețcaia, am cunoscut-o. Și pe mulți alți mari... Care veneau la Tbilisi în musaferie, chiar și după moartea domnului Virsaladze, domnului Solico, da. Așa că eu, de la anul întâi, cumva am fost atât de norocoasă să nimeresc în boema, numai că nu boema putredă, în sensul negativ, ci boema... În glamurul putred. Da, în glamurul putred și pseudo-glamur, că așa, din păcate, la noi se poartă asta mai mult. Dar am nimerit cu adevărat în acel mediu unde aveam plăcerea și norocul să vorbesc cu cei mai mari arhitecți, cu cei mai mari pictori, cu cei mai mari muzicieni, cu cei mai buni. Și până în ziua de azi păstrez cu ei o relație foarte caldă și până în ziua de astăzi ei mă consideră pe mine acea mica de atunci, aia tânără. Cine ți-a spus prima dată mica? Levan? Nu, mica mi se spunea în familie, pentru că unchiul meu, Andrei Strâmbeanu, regretatul, are și el o fată pe care o cheamă tot Mihaela și tot Strâmbeanu. Uh-huh. Și ca să facă diferența dintre... noi, mica era Mihaela cea mare și eu eram Mica. Mihaela cea mică, adică Mica respectiv. Și Mica a rămas așa să-mi fie numele meu scurt și permit să-mi spună pe numele scurt oamenilor apropiați. Colegilor și oamenilor apropiați. Așa nu prea permit să-mi spună. Și Levan, cum te numea? Mica. Și mai spunea Cucuș. Cucuș e așa un diminutiv. Ți-aduce aminte momentul când v-ați despărțit și el a mers la război? Uite cum a fost. În anul ăla noi am absolvit facultatea și noi, care eram formați 10 studenți pentru Teatrul Național, trebuia să venim aici și să jucăm acele 4 spectacole, respectiv spectacolul după anul 1, 2, 3 și 4, cum ar fi spectacolele de licență. Deci le jucăm aici și nou. Păi da, noi trebuia să venim aici să le jucăm pentru comisia de la minister. Era ca un fel de raport, dare de seamă, na. Și eu eram aici și profesorul meu, Nugzar Lord Chipanidze, cu feciorul său, era tot aici cu noi. Pentru că el a venit să dăm darea de seamă în fața ministerului. Și aici mi-a venit telegrama, aici am aflat, dar când m-a condus la aeroport, mie mi-au izbucnit lacrimile și el nedumerit, de ce plângi? Că doar va trece repede luna asta, că eu urma să revin în septembrie înapoi. Dar el nu știa că va merge la război atunci. Încă nu știa că el avea și el filmări. Și fiind cu 5 zile înainte de a merge el la război, el a filmat un rol și filmul, apropo, nu a fost dus până la capăt, pentru că n-are cine l-a înlocuit și a fost filmat doar jumătate de film. Au filmat pe corabie care a mers din Batumi spre Odessa. Și când era la Odessa, m-a sunat și zice, Doamne, așa de rău îmi pare că peste 3 ore, decolăm, de cum îi zice la corabie când... Plecăm, da. Și i-a mers înapoi. Plecăm în 3 ore și nu reușesc la tine. Și zic, da, zic, dar nu-i nimic, lasă că eu vin în 3 săptămâni, urma să vin. Dar eu totuși am venit, dar de data asta la mormântare. M-am ținut de cuvânt, am venit, dar la înmormântare. Și prima întrebare a mamei lui Levan, când m-a văzut în ușă, zice, tu nu ești însărcinată? Știi, ea parcă aștepta să-i spun un da,
care i-ar fi, nu știu, luat durerea sau alenat durerea sau i-ar fi dat o speranță, dar am zis nu. Și fiind la Chișinău, vestea, telegrama mi-a adus o tăticu. Și noi taman eram cu tot grupul meu cu care am absolvit la Tbilisi și filmam spectacolele de licență, le filmam la televiziune. Și l-am văzut pe tăticu și momentul ăla, dar eu în noaptea aceea spre dimineața aceea am avut un vis. Nu, cu două zile înainte, pentru că telegrama a venit cu două zile mai târziu, ei nu știau adresa mea, cu greu au găsit-o. Nu știau nici numărul de telefon, Levan îl știa, știi? Și rudele lui Levan nu știau cum să mă găsească, s-au adresat la universitate până au găsit adresa mea, până au găsit... Au trecut două zile, dar în ziua când s-a întâmplat, în acea dimineață, eu am visat o explozie și am visat o... țigancă, să zicem așa, da, care se apropie și îmi ia ceasul de pe mână pe care mi l-a dăruit Levan și îmi oferă niște cercei din plastic. Eu i-am zis mamei visul, a zis că nu e bine, i-am zis pe urmă profesorului meu, lui Batonu Nugzar, visul, el mi-a zis că du-te la biserică, m-am dus, dar vezi că a fost... Neștiind că în momentul acela el murea sau murise. Da. Adică eu am visat, cumva darul premoniției, știi, a jucat în acel moment fatidic. Și tatăl tragic. Tău și tatăl meu mi-a adus telegrama, l-am văzut, era negru pe față, nu știam încă, virgulă, că vine cu o telegramă. Și în momentul ăla, probabil subconștientul meu atât de tare nu vroia să audă vestea încât eu l-am apucat pe tata, am început să-l scutur și să-l bat cu pumnii și să-i zic ce ai făcut cu mama. Adică eu într-atât de tare am simțit că totuși s-a întâmplat ceea ce am visat. Cu două zile, în aceeași zi când pleca în Abhazia, Levan a sunat, dar eu tamana eram la televiziune și mama a răspuns. Și el i-a spus, spuneți Mihaele că eu plec în Abhazia. Mama i-a zis, nu pleca, te rog. Dar el totuși a plecat. Asta e. Tu plănuiai să rămâi acolo? Da. Eu plănuiam era el în viață. Să revin, da. Și n-ai mai putut să stai în țara asta din cauza că nu mai era el. În țara aceea, da. Pentru că eu, după ce am venit la mormântare, pe urmă am venit la 40 de zile, mama lui Levan mi-a spus, Mihaela dragă, e așa îmi spunea, Mihaela detca, Mihaela copilo, copilițo, zice, tu nu ești ca o fiică. Tu, asta e casa ta, poți să stai aici, poți să trăiești în țara asta, să în familia noastră, dar părerea mea este că acum salvarea ta ar fi să mergi și să te apuci de lucru, adică să lucrezi, să faci teatru, să faci ceea pentru ce ai învățat aici 4 ani. Și a avut perfectă dreptate. Eu atunci m-am supărat, am trântit ușile, îmi pare rău și până în ziua de azi de comportamentul meu nechipzuit și nesăbuit de copilă de 21 de ani care era într-o stare. Eu nici până în ziua de azi nu-mi pot explica ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, de ce așa, de ce o lovitură atât de puternică la doar 21 de ani când totul se dă peste cap și tu îți dai seama că nu mai n-are rost nici viața, nici dragostea, nimic nu mai are rost. Și dacă nu era teatrul și la acel moment Mihai Fusu, care mi-a propus să joc rolul central, primul meu rol din teatru profesionist, Nina Zarecina din Pescărușul de Cehov, dacă nu era lucrul la acest spectacol, eu nu știu cum aveam să ies din depresia pe care am trăit-o. Și vorbind ulterior, peste mulți ani cu un psiholog, mi-a zis că să știi că tu s-ar putea că ai ținut în tine, n-ai exteriorizat, nu l-ai plâns. Sunt niște emoții refulate. Nu l-ai plâns. Da, și eu am trăit cu ele și eu nu l-am plâns, nu l-am deplâns. Ori după ce a plecat mama mea, că s-a întâmplat că pisica mea, Bagheera, pe care tu o știai, pe care am avut-o 16 ani și jumătate,
a plecat Bagheera și în 3 săptămâni s-a dus și mama. Bine, noi știam că mama, eu știam că mama va pleca pentru că era grav bolnavă și spre asta mergea. Și aici un sentiment de culpabilitate, că știind că omul se duce și tu nu poți face nimic, dar absolut nimic ca să schimbi situația, asta încă mă apăsa și mai tare. Dar îi ceream lui Dumnezeu puteri ca să pot să fiu la nivel și să fac totul după legile creștinești și așa cum trebuie. George, n-a fost unica țară în care ai fost în perioada asta. Ai fost și la Londra, ai fost în Anglia. Da. La niște filmări. Da, acum și o să vă zic. Atunci când încă nu era COVID, era ianuarie 2020, că la noi s-a aflat de el în martie. Am primit o invitație din Londra de la o agenție de casting la care am aplicat, bineînțeles, ca actriță, am profilul meu pe mai multe agenții. Și ca să vezi că m-au invitat pentru o publicitate la un brand de îmbrăcăminte sportivă. Și am mers cu mare drag, am filmat, m-am văzut pe urmă la televizor, da, adică frumos. Și am revenit în țară, s-a început COVID-ul, după care, fiind deja în Georgia, la fel, primesc invitația din Londra și deja era aprilie 21, în Londra s-a deschis pe 12 totul, cumva s-a deschis, s-au deschis localurile, că și acolo a fost strict. Am găsit și avion pentru Londra și am mers și am filmat iarăși din nou într-o publicitate și eram atât de mândră de mine că mă vedeam în fiecare zi la televizor de 4, de 5 ori în blocul ăsta cu publicitate, știi? Chiar eram mândră de mine. Ca ulterior, fiind acolo, am primit încă o invitație în film. Am primit o invitație într-un film despre o balerină și condiția principală în film era ca toți actorii care or să participe în film să aibă trecut coreografic. Ori eu, fiind în trecut gimnastă de performanță, am această abilitate, pentru că noi și gimnastele și dansatoarele și balerinele fac aceeași bază, baza baletul la bară 10 ani. Adică, da, și cumva am primit și acest rol. Acum urmează să se filmeze din noul an. Văd eu cum fac, cum aranjez. Sper să... E un film mic, adică nu va ocupa multe zile, un 4-5 zile de filmare. Sper. Ai revenit acasă, te-ai reangajat la Teatrul Mihai Eminescu. M-am reangajat. Ai reînnoit contractul. Am reînnoit contractul, fapt pentru care sunt foarte recunoscătoare domnului director Petru Hadârc al teatrului, că mi-a înțeles starea și situația după moartea mamei și după acest COVID care cumva ne-a zguduit pe toți și m-a reangajat cu mare drag la teatru pentru că eu țin foarte mult la acești oameni. Apropo, anul ăsta fac 30 de ani de activitate, nici nu-mi vine să cred. Felicitări! Mulțumesc! 30 Mămica de ani! Mămica ta, Dumnezeu s-o ierte, doamna Giovanina, care era o femeie extraordinară, întotdeauna avea emoții să nu părăsești teatru, să nu pleci. Da, din frica asta că nu o să poți cumva să te regăsești din nou, că nu o să poți să mai ai aceleași roluri, același succes. Da, probabil ea știind că eu sunt... Ne exersând o perioadă de timp, o să-ți pierzi din abilități. S-ar putea să știi că, nu, s-ar putea că frica ei nu era o frică goală, pentru că un actor trebuie mereu să fie în muncă, să-și pună aparatul, adică sufletul și mintea, care sunt de fapt legate între ele, corpul, dicția, vocea, sufletul, capul, mintea, trebuie să lucreze în permanență și... Un actor bun trebuie de fapt să lucreze în permanență, să se perfecționeze, că altfel cam rămâi în urmă. Și acum când mă gândesc că voi avea de jucat, chiar am emoții
ca atunci la început când venisem de la facultate, dar asta e bine. E normal după o pauză. Mie mi se pare că asta e bine și sunt sigură că ai mei colegi, știind această mică frică a mea, or să fie alături și or să mă ajute, pentru că am niște colegi absolut minunate. Îți dai seama. E aceeași echipă? E aceeași echipă. Bine, în fiecare an, sau mă rog, o dată la 2-3 ani, vin tineri, absolvenți. Dar în principiu este echipa de bază. Dar în principiu este echipa de bază, da, pe care îi știu de 30 de ani. Și să vezi cât de curios este că atunci când ești într-un teatru de 30 de ani cu aceiași oameni, îi știi mai, îi cunoști mai bine pe ei și te simți mai bine cu ei decât dacă aș avea, de exemplu, acum un iubit sau un viitor soț. Mai apropiați sunt ei? Sunt mai apropiați în ce sens? În sensul că sunt ca o familie. Suntem ca o familie, știi? Și nu degeaba zic că teatrul e a doua casa mea acum, că sunt singură, că după ce a plecat mama, probabil că teatrul va deveni prima casa mea. Mihaela, dar ai mai iubit la fel de mult după moartea lui Levan? Știi, de multe ori mă întreb și eu. Îmi pun și eu această întrebare. Eu am iubit, dar orice dragoste este diferită și bănuiesc că dragostea de atunci, de la 18 ani, că atât aveam când l-am cunoscut și aveam 21, aproape 22 când a plecat, deci 3 ani și jumătate, acei 3 ani și jumătate, clar, au fost unici, ei sunt irepetabili, emoțiile de atunci nu se vor mai repeta niciodată. Despre ce vorbesc? Despre maturitate și asumare a anumitor sentimente pe care le trăim, pentru că la vârsta aia erau altfel de sentimente și altfel de comportament. Acum, dacă m-aș îndrăgosti, și sunt sigură că va veni într-o zi acel om, pentru că noi actorii suntem firi sensibile, ne îndrăgostim, vrem emoții, vrem trăiri, atunci sunt sigură că asta deja va fi o dragoste mult mai matură, mult mai asumată, mult mai, dacă vrei, chiar controlată, ca să nu faci comportamente din astea, să nu-ți permiți, nu știu, anumite scene de gelozie pe care le făceam, de exemplu, lui Levan, pentru că toate fanele lui... Și doar lui Levan. Da. Da. Bine, că eu sunt geloasă de felul meu, dar am învățat să-mi stăpânesc emoțiile și mi-am dat seama că doar o să pierd și eu în fiecare zi mă convinc că eu nu sunt geloasă, că acel partener care va veni va trebui să nu fie săcăit de mine și să nu-l sun și eu nu o să-l sun, dar de aici o să mă roadă un vierme și oricum o să-mi imaginez în capul meu scene că dacă nu mi-a răspuns la telefon, bănuiesc că în momentul ăsta el este cu altcineva, dar el săracul poate stă săracul la muncă sau unde o fi stat sau va sta el și pur și simplu nu are posibilitatea. Da, așa suntem noi actorii, ne place să dramatizăm. Să dramatizăm, să trăim mai la mai intens, știi? Se spunea într-un timp că erai curtată de cei mai influenți oameni din țara asta. Se spunea despre mulți. Eu am reținut doar numele Plahotniuc. Da, am avut ocazia și cred că o ocazie fericită să fiu angajată la o agenție de publicitate pe care o deținea dumnealui pe atunci. Lucram cu un fotograf foarte bun, Andrei Kuznetsov. Și ce făceați acolo? Noi lucram la o agenție de publicitate și făceam fotografii. Pentru, de exemplu, eu personal mă mândresc cu designul la o cutie de bomboane. Care ți aparține? Care designul îmi aparține mie, designul. Deci eu am făcut compoziția. Voi făceați etichete și design pentru vin, design pentru fabrica de bomboane Bucuria. Asta în perioada în care tu lucrai și activai și ca și actriță. Activam ca și actriță. Banii erau puțini, erau ani grei? Erau, bine, la teatru niciodată n-au fost bani mulți, dar norocul meu că acest
job? Acest job era chiar peste drum de teatru, adică eu doar traversam și eram... Până la deja... Nobil nu era departe. Păi chiar acolo și era. Uh-huh. Chiar acolo și era, numai că nu în, în acel... În acea clădire, doar că un pic mai, mai alături. Și așa l-ai cunoscut. Și așa l-am cunoscut, da. Vreau să zic că... Este un bărbat care știe să curteze, care știe să țină în jurul lui o echipă, dar este și foarte exigent. Și dacă la un moment dat călcai strâmb, pur și simplu se spunea mulțumim, a fost o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, și tu ai fără explicații, fără, probabil că da, la un moment dat. Mhm. Dar mai mult decât serviciu nu va lega nimic niciodată. Nu, nu, nu. Dar normal că el avea o atitudine grijulie a unui tată față de toate și toți angajații. Uh-huh. Da, da. Și cred că abilitățile lui de lider și de om care știe să, să aibă grijă. Da, deci asta deja e istorie. Nu o să intrăm în toate detaliile despre ce ar fi putut, ce era și ce nu era și de ce nu este acum în țară. Sunt detalii pentru un alt podcast, de un alt gen de podcast. Probabil, probabil. Vreau să te întreb, ziceai că vrei o școală ta de actorie? Da, pentru că de când... Și că ai lucra de când în această direcție. Da, de când m-am întors, foarte multă lume, mulți părinți, extrem de multă lume mă întreabă cât costă o lecție de artă la arta vorbirii și la arta actorului și la balet la dumneata. Și eu zic, stați puțin că nu am unde vă invita. Și de aici s-a născut și dorința mea de a face această școală. Îmi dau seama că trebuie trecuți anumiți pași de ceea ce ține logistică, hârțoage, birocrație, administrație. Uh-huh. Îmi dau seama că este management. Management nu este chiar atât de simplu și îmi dau seama că chiar aș avea nevoie de un om, uite, chiar exact ca și domnul Plahotniuc, care este un om darnic. E fugar acum. E fugar, dar eu cred că dumnealui ar fi foarte indicat să, să, să facă așa un act de binefacere și să mă ajute cu această școală. Bineînțeles, are acum, cred că are multe răspunsuri pe care trebuie să le dea justiției. Asta și da. Abia după aceea. Asta da. Dacă... Dar eu cred că sunt și alți oameni cu suflet bun și cu bani care ar vrea să investească în educație. Ok, ai deschis un casting acum. Da, da, apropo, deschidem un casting pentru un om bun, cu suflet mare, care ar vrea să investească în educația generației care crește, pentru că toate cunoștințele pe care le-am acumulat eu la facultate ar fi păcat să nu fie transmise generației tinere, care, apropo, este mult mai deșteaptă decât noi, ceea prin ce mă bucură. Prin ce? Cum îi vezi tu pe, pe tinerii de astăzi? Hai să-ți spun. Nu mai sunt așa de complexați. Ei nu au, ei n-au fost bătuți cu leuca în cap, cum zicea tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte. Cu leuca... Cu, nu, asta e, asta e o înțeles. Expresie metaforică. Bătuți, da, cu leuca în cap. Adică n-au fost... Bătuți la școală. Bătuți în familie. Nici la școală, nici în familie. Bine, nu bătuți pe adevărat. A. Nu li s-au pus niște restricții și de comportament și de... Doamne, dar multe restricții. Uh-huh. Cum eram noi învățați, să nu spui, să taci, să nu ceri, să nu ai curajul să spui adevărului pe față, să nu ai curajul să-i faci observație. Să te lași mai prejos. Să te lași mai prejos, să pleci capul, că ăsta e un om în vârstă și trebuie să-l asculți, chiar dacă el aberează, ceea ce mi se pare un lucru absolut normal, să-i spui unui om că dumneata nu ai dreptate, indiferent de faptul că ai 10 ani sau ai, înțelegi? Și de-aia mi se pare tineretul de azi mult, mult mai curajos, mult mai deschis, mult mai deștept până la urma urmei. Ei citesc? Bine, citeam și noi, dar cumva
ei se interesează, bine, că suntem și în mai emancipați. Secolul, mai emancipați cu mult, plecați. Și mai inteligenți emoțional, aș spune eu. Au, deși au aproape toate generațiile spun că ăștia mai tineri sunt mai obraznici, vai, 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 vine o generație care o să ne prăpădească. De regulă, înțelegi, de multe ori se generația confundă mai tânără tupeul cu curajul. Exact. Or, ei chiar au curaj. Bine, sunt și tupeiști, că na, nu-i pădure fără uscături. Dar dorința asta de a se afirma și a se afirma ca lideri, asta îmi place, pentru că, de exemplu, când mergi într-o clasă, da, în mod normal, cum zic și psihologii, într-un grup, este un lider natural și un lider care chiar e puternic, știi? Or, aici vezi 1, 2, 8 la 25 de oameni și deja te bucură, pentru că vezi că ăștia o să te susțină și mie îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu ăștia tineri, să învăț de la ei, eu chiar învăț de la ei și lor le place să-l petreacă cu mine. Da. Mai mult ca atât, despre această școală despre care spuneam, mi-a venit o idee și nu e o idee așa născută pur și simplu. Eu consider că ar fi bine, și apropo, o să patentez ideea ca să nu mi-o fure nimeni. Ai tot dreptul. Am tot dreptul. Vreau să fac cursuri și pentru copiii cu dizabilități. Pentru că acești copii, după mine, nu trebuie să simtă nicio frustrare și să se simtă la fel și la nivel și la același nivel cu ceilalți copii. Și asta o să fac. O să fac chiar clase mixte, grup mixt din copii cu dizabilități și copii, ca să le zicem așa, fără. Deci tu simți că a venit vremea să fii profesoară. A venit vremea să dai din cunoștințele tale. Eu până acum... Asta înseamnă că îmbătrânim, Mihaela? Nu. Asta înseamnă că am prins la... cum se numește? La curaj. Experiență. La experiență. Eu, dacă... Și nu mai suntem egoiști, nu mai ținem doar pentru noi. Dar nici n-am vrut să țin doar pentru mine niciodată. Întotdeauna am fost, anume, eu sunt aia care întotdeauna mergea și ajuta tineretul, studenții. Îmi place să mă simt cu ei. Eu încă nu m-am maturizat, dacă simt. Fiică de pedagog. Fiică de pedagog, da. Da, probabil. Ce ai putea să zici acum despre viață în trei cuvinte? De la înălțimea experienței pe care ai acumulat-o. Aș putea să spun că dacă m-ar întreba cineva dacă aș vrea să schimb ceva în viața mea, n-aș vrea să schimb nicio iotă. Bineînțeles, mi-aș dori oamenii dragi alături, dar dacă nu sunt, asta e. Știu că mă veghează de sus, de alături. Ei sunt peste tot pe unde sunt și eu. Ei sunt în sufletul meu, în mintea mea. Mi-au fost mentori întotdeauna. Am avut noroc de cei mai buni mentori din viața mea și antrenoarea de la gimnastică ritmică, gimnastică artistică, Svetlana Gheorghevna Șipilova, și profesorul meu de la Tbilisi, Nugzar Lord Chipanidze, și colegii de aici, care sunt mereu lângă mine. Oameni care au ce spune, oameni cu nume mari, oameni deștepți, oameni culți, oameni inteligenți. Acum cred că a venit timpul să încep și eu să las urme frumoase, pentru că vezi cum e în ziua de azi. Azi este omul și mâine noi, și de aceea sunt cumva am început să mă grăbesc, că Doamne ferește să nu scap ceva important. Și cred că i-aș cere lui Dumnezeu să-mi mai dea ani ca să reușesc să las acele urme frumoase în urma mea. Simplu cu Nelly Sambriș.